Ordonanța privind migrația aleșilor locale a avut efectele cele mai puternice în județul Buzău. În cele 45 de zile cât a fost în vigoare actul normativ, numai puțin de 25 de primari PNL și PDL au trecut în PSD, alături de fostul președinte al Consiliului Județean, Cristi Bâgiu. Săptămâna trecută, ordonanța lui Dragnea a fost declarată neconstituțională, însă liderii buzoieni ai noului PNL nici nu concep să-i primească înapoi pe aleșii migratori. Suntem un partid care spunem răspicat că cine a plecat să se ducă, la noi nu mai are ce căuta. Le cerem primarilor să-și dea demisia, iar mandatele de consilier să revină la partidele care le-au obținut în urma alegerilor. Deputatul Cezar Preda speră totuși că PNL va reuși să recupereze mandatele de consilieri locali. Eu le-am scris, să știți. Sâmbătă le-am trimis o scrisoare foștilor consilieri județeni celor 3 și consilierul municipal scrisă de mine, semnată de mine, care i-a rugat să-și dea demisia. Să evit o instanță, o judecată. Să vedem ce răspund. Liderii noului PNL Buzău sunt de părere că este nevoie de o schimbare a lumii politice buzoene. În acest sens, Cezar Preda face un apel către tinerii capabili să intre în rândurile partidului. Primim partidul, astea oameni noi sau astea, cum chiar aseară am spus, după ce ați plecat, voi vă dați drumul, ați primim oameni noi, oameni care chiar cred și în Iohannis. Colegiul director al Partidului Democrat Liberal l-a reconfirmat în weekend pe deputatul Cezar Preda ca lider al PDL Buzău, postură din care devine implicit copreședinte al organizației județene a noului Partid Național Liberal, alături de Cristi Romanescu.